ce te întreb, de ce, Doamne iartă, mă faci mereu vocalize și de-astea, că uite, vezi artistul cum e, că așa cum înainte când să ne așezăm, făceai. Am ascultat o piesă foarte drăguță în mașină. Ce piesă? Nu știu cum se numește, dar e destul de nouă în playlist-ul meu. Da. Și e un afro din ăsta foarte drăguț, cu o tipă care cântă, așa, are o voce super soft, așa, și mi-a rămas piesa în cap și de-asta tot. Nu-mi dau seama oricum când... când muiesc. Și când... Nu-mi dau seama când muiesc. Păi dacă sunt măuri. Sunt măuri. Am zis. Ai și în playlist și piesa Erica Isaac? Aia să știi cu... că am ascultat-o o singură dată pentru că mi-a trimis-o Cristiana. Da. Și mi se pare foarte curajoasă. Da. Foarte curajoasă și cred că își atinge scopul această piesă. Că am observat că e destul de comentată, dar dacă ar fi fost o piesă simplă, nu și-ar fi atins scopul, pentru că nu prea mai băgăm în seamă piesele foarte simple, care nu au ceva mai grav de spus. Is it real ca fenomen? Adică tu l-ai observat până acum? Cred că toate femeile de-a lungul timpului le-au observat. Nu toate au trăit asta, dar da, se întâmplă destul de des, din păcate. Gândesc că și pe internet e o chestie, adică cel puțin la voi, dacă te uiți la comentarii acolo, la femeile care arată într-un anumit fel, bă, e wow. Da, nu vreau să comentez asta înțeles. Neapărat, că bun. De ce să ne stricăm seara, avea început, acum am ajuns. Da. Ți-ai făcut și tu programul pe 2024, adică ai ceva așa să ne anunți, fabulos, bă, fabulos, adică pe lângă muzică, care oricum e fabuloasă, că e făcută de tine. Mereu zic deci, frumos, dar Raluca. Dar nu e făcută de mine. Cântată, interpretată și pui și mâna să scrii. Da, să știi că cred că reușesc să mă transform destul de bine într-un actor, știi, în momentul în care trebuie să transmit. Că de fapt, asta e super puterea noastră a artiștilor, care nu sunt și writeri, în primul rând, a performerilor, să zic așa. Cred că asta e super puterea, să reușești să transmiți exact ce a vrut writerul să scrie acolo, adică scriitorul. Dar tu ești over emotional? Adică devii sensibilă așa la lucruri simple și mărunte? Sincer, chiar ieri aveam o discuție cu cineva și vorbeam despre faptul că orice lucru pe care îl văd în ultima perioadă care are legătură cu copii sau cu oameni mai în vârstă, da, mă sensibilizează la maxim și aseară chiar am ajuns la doctor pentru o discuție și... Trebuia după mine să fie un domn mai în vârstă, care era într-un scaun cu rotile și care tremura de frig. Și cumva era acolo discuție și am zis să intre înaintea mea, că nu voiam să... Și atât de rău îmi părea de acest om care probabil și-a trăit viața frumos. Nu știu dacă și-a trăit viața frumos sau nu, dar a ajuns în momentul în care e mai în vârstă și na, știm care sunt problemele de sănătate ale oamenilor în vârstă. Și am început să plâng instant. De ce? Nu știu, dar se pare că în ultima perioadă sunt un pic mai sensibilă la anumite lucruri, da. Ok. Deci da. Deci nu e neapărat de la spiritul de artist. Răspunsul e da. Deci nu e neapărat de la spiritul de artist, cumva ești să fie și asta, într-o fază. Da. Cumva tot timpul am fost sensibilă când a venit vorba despre copii, oameni în vârstă și animăluțe și... Sunt niște subiecte generice. Da. Poate. Probabil, da. Ok, am înțeles. Când e următorul hit, când lansezi următorul hit și gata, că se uită Cristiana la noi și e prătunuzătare. Nu, o să fie hit. Nu. Sincer, nu știu. Nu? Nu știu. Adică pentru nu că... ai un calendar așa și zici gata, acum o lovesc, în martie, de luna femeii. Nu, pentru că aștept după Șerban să vină odată în România și să stea cu mine la sesiune. A stat ieri cu mine la o sesiune și a ieșit deja ceva drăguț. Dar mai lucrăm la piese. Avem câteva piese, dar vreau să fie mai multe ca să fim siguri că avem de unde să alegem pentru anul ăsta. Eu zic că ești un spirit foarte critic și că o să le triezi la maximum și... Da. Să sperăm că nu o să le triez atât de tare încât o să o scot pe cea mai proastă. Șerban, triază tu. Da. Permite să-ți sărut mâna. Am crezut că vrei să dai noroc cu mine. Nu, mă, voiam să-ți spun mâna, că așa e frumos. Sărut mâna, doamnă, o seară extraordinară. Să aveți o seară minunată și voi.